Gogoșici, bine v-am regăsit la un nou episod de Sims cu Dia Gaming. Ce facem azi? Am mai încercat să filmăm o dată și nu a mers și am venit deja la parcul de distracții pentru că am zis că vom merge la cel mai mare parc de distracții din univers. Din numai Sims. Cu Dia Gaming. Cum am zis și în clipul pe care am încercat să-l filmăm, nu aveți pe hartă, trebuie să-l construiți voi, trebuie să vă alegeți din galerie un parc și să vă lasă în pace. Trebuie să vă alegeți din galerie un parc și să-l construiți pe un lot disponibil. Adică, practic, acest parc este construit în totalitate doar de tine, corect? Nu, eu l-am luat din galerie și am mai pus diferite chestii. A, da? Mhm. Oh, deci super. Hai să descoperim parcul, am venit cu copiii noștri aici. Uite, poți să sară pe trambulină, nu te crede, trambulină am pus-o eu, apropo. Wow, dă să fac și eu backflip pe spate. Da, nu știu dacă poți. Ah, uite, poți și nu tu. Nu te cred că poți și eu. Oh. Dă-te la o parte. Aie, dar sper să nu... Ah, yeah. Ce tare! Știe mai bine ca tine. Ești nebun? A făcut saltul pe față. A, uite, ai făcut și tu, mă, bravo. Ia, în cap și eu acolo sau nu în cap? Nu te cred, dar cât merge, frate, să te dai toți acolo? Ia, acum o să încep și tu să te învârți. Deci dacă și tu o să faci... Măi, nici în parc nu putem... nebunilor! Dar nici în parc nu putem veni, că vin toți, nu-i corect. Mamă! Uite, am venit toți, suntem toată familia aici. Ei, familie de nebuni! Cât de tare! Ne distrăm maxim. Hai să vedem ce mai putem avea aici. Ce face ăsta aici? Uite, e un aparat, nu știu ce se joacă aici. What? Ce-i ăsta? Nu știu, hai să încercăm și noi. Blick block? Hai să vedem. Ce-i ăsta, frate? Nu știu. Oare ceva virtual? Vezi ceva, un fel de 3D? Păi 7... asta, vreau să mă bag să văd. Dar de ce nu se dă ăsta? Nu pot de ăsta. Nu pot să merg de ăsta, că nu pleacă de aici. Stai să zic să plece. Go away. Yay, bravo. În sfârșit. Ia să vedem. Wow. Ce asta? Cât de mișto. Trebuie să te ferești. Crezi? Da, a, da, uite, trebuie să mă ferez de chestii. Da, deci ceva 3D virtual, de la virtual reality. Oh, cât de tare! Dacă-ți vine una de aia în cap? Nu știu, uite, am prins-o! What? Păi, ești bună! Cât de mișto! Te pricep la jocuri. Nu? Da! Wow, cât de fain e! Ia să vedem ce mai avem pe aici. Uite, topogan. Aici poate copilul nostru să se dea. Mm-hmm. Ia să vedem. Mamă, dar s-a strâns atât de multă lume aici și am zis că închiriez parcul ăsta doar pentru noi. Nu poți să-l închizi? Nu, nu pot, că e public. Ah. Da, e public, n-am ce să fac. Uite, acum se dă copilul nostru, dar nu prea putem vedea de oamenii ăștia aici care sunt prea entuziasmați de viață. Ce-ți mai place la jocul ăla ție? Dar chiar e fain. Vrei să încerci și tu? Uite, copilul nostru se dă pe... Nu vrea să se dea, cred. Cred că doar stă acolo, nu cred că vrea, n-are curaj. Mai e și aici, cât de drăguț. Mamă, dar câtă lume vine. Hai să vedem ce e. Sit. A, uite, poate să... A, sunt și jocuri, și colorate. N-am făcut turul parcului, să facem? Da, fă turul parcului. Ok, deci această intrare am formă de curcubeu. Din câte văd, avem aici un topogan, o cutie de jocuri și încă o chestie, nu știu ce e. Și avem aici o căsuță. Ce tare arată! Gen să-i citești povești copiilor, vezi? Da. Mai avem aici încă una cu jucării și un tunel. Tot așa cu curcubeu și mergi, e ceva de joacă, tot de păpuși din câte văd. Și aici sunt niște aparate, cred că astea pot să se joace copii mai mari, uite, vezi, poate să facă experimente. Hai să vedem cum face un experiment, dar nu poate să urce. De, să nu explodeze ceva. De ce nu poate să urce aici? Nu înțeleg. De ce nu poate să urce aici? Ia să vedem. A, uite, e și fica prietenei noastre. Nu poate, de ce nu poate? Oare nu e ușă sau care e faza? A, n-are ușă! Hai să-i punem o ușă, măi! Dar tu ai construit-o pe asta? Ți-am zis că am adăugat eu unele chestii, dar dacă știam că n-are ușă, îi puneam. Flo, nu mă pensa, te rog! Bine, gata, nu te mai pensezi. Nu știu ce te-a apucat. Hai să vedem ce experimente se fac aici.
Mă, cât e tare? Și acum explodează. Boom! Crezi? Nu. No. Oh, sau ba da. Ba da. Eu cred că e de aia care pute. Posibil, că așa părea. Atâta? Cam atâta, păi, na, eu zic că trebuie să... A, nu, nu e atâta, uite. Uuu. Faci experimente, măi. Se uită prin binoclu. Se pricepe. Nu? Atâta? Atâta a fost? Uite, gata. Vreau să meargă fica noastră să o cunoască pe fica lui Julie. Am văzut-o pe aici pe undeva, dar nu o mai văd. Cred că o fi plecat. Mamă, dar câtă lume vine. Da, vine multă lume, o fi plecat, cred. Prin copii, dar de fapt ok, hai să mai continuăm turul. Avem aici niște boxe cu muzică, putem asculta muzică. Bumții, 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 bumții. Și niște covoare. A, nu, am crezut că putem să jucăm jocurile alea. Și aici poți să stai și să povestești, să ascult muzică, presupun, nu? Da, ăla nu e Twister din ăla care... Nu, păi aia am crezut și eu. Aaaa. Aia am crezut și eu, dar nu, nu e. Hai să vedem ce mai avem aici în continuare. Jocul ăla pe care l-am jucat eu, trambulina. Dar văd niște scări acolo care duc sus. Unde? Aici? Da, alea. Nu, îți doar niște scări și atâta. Păi și ce, spuse acolo? Să cobori și să urci, probabil, să faci puțină mișcare, da. Și avem aici toaleta și un fel de bucătărie, văd un frigider, un cooler din ăla și să mănânci. Atâta, ăsta e parcul. Dacă vreți să construim unul mai mare, scrieți în comentarii și vom face pe bune cel mai mare parc de distracții. Uite, din lume. Din lumea Sims. Da. Ok, uite, o fetiță. Hai să se împrietenească și fetița noastră. Uite, te sună una, Cleo. Și unul... Manuia. Uite, dacă vrei să accepti un job de detectiv, rang cu 5, rol de detectiv, accepti, nu? Da, vreau. Ok, hai să se împrietenească fica noastră. Uite, un cățeluș bolnăvior, măi. Așa-ți mai face și ea prietene. Măi, dar stai puțin, că mie am ieșit din cariera de influencer și acum sunt... Detectiv? Cariera de agent, da. Am văzut că e un rol ăla. Era un rol, Flo. A, era rol? Da, 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 era rol. Ok, poate fica noastră nu poate să se bage decât în treburile astea. Vezi, nu, aleas de copii. Uite, cu mingea, poate să se joace cu mingea, ia să vedem. Uite, cu fata asta, ia să vedem dacă se poate juca cu mingea cu fata asta. Uite că sunt mai multe mingi acolo. Da, dar hai să vedem. Punem hai aici în apropiere. Să ne jucăm. Hop, zop. Ia să vedem cum se joacă cu mingea. N-am văzut niciodată să se joace cu mingea în Sims. Nu? Nu. Ok, a luat-o. Și unde merge? Pe stradă? Se duce pe stadion. A plecat. A, nu. Da, a plecat. Unde-i? Serios, unde-i? Că încă mai apare că e aici. A, uite aici. Și unde-i mingea? Da, nu știu, n-am văzut-o să se joace. Ok, hai să posteze fica noastră pe Simstagram. Să vedem, poate? Au, Flo! Ce te faci? Nu poate să posteze pe Simstagram. De ce? Poate nu are. Da, posibil să nu aibă. Știu că e, este un mod. E un mod. Uite, poți să mergi la after school activity. Uite, ăștia ascultă muzică. Hai să mai fac și eu prieten. Cine sunt ăștia? Cine e ăla? A, dar nu mă, bă, dar nu mai vedete, mă, pe aici e nebun. Da, nu vezi? Dar vezi că toată lumea stă cel mai mult la trambulina acolo? Uite, la ce after, la ce să meargă? Wow, după școală. Un club de animeuri. N-avem nimic la care să mergem și noi, dar putem să ne uităm la balet, la yoga, babysitter club. Yo! Basket, daycare. La uite, la știință. Știință, no. Dramă, no. Doremi karaoke club. Hai să o facem cântăreață. Ne-a scris cineva în comentarii să o facem cântăreață. Ok. Ok. Merge la karaoke. Ăla a dormit, tu ce faci acolo? Uite, a venit și fata asta. Fata prietenei noastre. Hai să se împrietenească cu ea, că tot am vrut să se împrietenească și cu ea. Tu vezi câtă lume a venit aici, foarte multă lume. Da, văd. Îți dai seama că dacă ai face parcul ăsta de distracții mult mai mare, cred că cât
câți oameni vor veni? Foarte mulți. Da, crezi? Da, eu zic să-l faci, dar mare, dar trebuie să cumperi un lot. Uite, asta e școală. Ce tare arată școala asta. Da, eu am făcut-o. Tu ai făcut-o? Mă rog, am mai adăugat câteva chestii. Uite, aici e cinema, dacă vreți data viitoare să mergem și la cinema, ar fi super mișto. Aici e un magazin de cumpărături de alimente. Aici avem biserica unde ne-am ținut noi nunta. Ce mai avem aici? Asta e o casă. Vrei să mergem până la magazin să vedem cum arată? Că sincer n-am intrat niciodată în el. Da, merge sau pur și simplu te... Da, merge. Hai! Hai la magazin, pe la viața tine, ta. Pe tine și pe copii vă las în continuare în parc. Yay! Merg singură. Yay! Hai să vedem cum e la magazin. Nu? No? Da! Facem cumpărături? Oare sunt și angajați? Că nu știu. Nu am testat încă. Să vedem, să vedem. Iar stai 3 ore la magazin? Păi așa se pare. Mamă, ce greu se încarcă de când avem toate modurile astea. Suntem la magazin, avem mașini aici. A, uite! Poți să intri, nu te cred. Da, poți să intri, pe ți-am zis. A, deci am dat bike here, nu știu, dar în fine. Intri cu bicicleta în magazin, nu e voie mai. A, uite, e și vânzătoare, vezi? Da. Poți să cumpăr chestii. Uite, poți să cumpăr chestii! Hai să vedem ce să cumpărăm. O, nu! Ce sunt astea? Deja 3 ore din viață. Astea sunt băuturi. Vreau să beau, vreau să gust eu. Despre ce e vorba? Că erau băuturi energizante. Da, 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 dar vreau, uite, pot să testez. Pot să cumpăr reviste. Pot să cumpăr flori? Pot să cumpăr flori. Avem practic aici... poți să cumperi de aici tot ce e aici. Da, uite, vreau să cumpăr turnul Eiffel. Nu, nu, pot să modelez. Uite, vezi? O să modelez. Vreau să cumpăr varză, vreau să cumpăr salată, vreau să cumpăr căpșuni. Oh, frână, frână, frână. Mama, ai văzut ce scumpe sunt căpșunile? Uite, am cumpărat căpșuni. Dar n-ai coș, uite, trebuie coș. Ce, să-mi iau coș? Da. Și unde îmi iau și o coș? De unde mi-au coș? Nu văd. Oare aici? Nu. De unde mi-au coș, lume bună? Că a zis că îți trebuie coș. Dar tot le-am cumpărat, nu înțeleg. Nu găsesc coș, las că le țin la sutien. Uite, ia și tu o pompă de WC-ul. Dar astea nu le pot cumpăra. Cum nu? Nu, nu le pot cumpăra. Uite, mi-e foame, trebuie să mănânc ceva. Uite, iau morcov, cred că sunt. Uite, ce mai putem lua? Dar nu poți să le iei fructe. Pe toate. Luăm și lămâi să avem. Pește, uite, iac. Uite, stai puțin să vezi că, dacă le cumperi sau... A, bă, da, de fapt, da, le cumpăr. Băi, ți-am zis că le cumpăr. Uite, poți să stai și la calculator. Aici e pește, dar nu vrem pește. Mamă, vreau neapărat să iau niște floricele. Uite, snack, vreau sandwich. Ce sunt astea? Nu știu ce sunt astea. Ce sunt astea de așa scumpe? Chestii romantice, vreau să le cumpăr. $800? Da. Nu vrei să le cumpărăm? Ba da, dăm faliment cu astea. Păi nu, că avem o grămadă de bani, nu-i problemă. Ok, hai să mă duc să mănânc ceva, că aici avem și un mini restaurant, vezi? Putem să ne gătim noi sau pot să mă așez la masă și să comand ceva? Nu, cred că... Uite, pot să mă duc să mănânc sandwich-ul ăsta. A, de ce? Voiam eu să-i mănânc sandwich-ul. A, stai că am nevoie la baie. Uite, pot să și gătesc aici. Hai, testează și baia din magazin să vezi cum e. Ok, hai să vedem. Eu zic că e faină. Uite, pot să fac un prank în toaletă. Fac un prank? Da. Hai, am nevoie la baie neapărat. De ce nu mă pot duce? De ce nu mă pot duce la baie? Hai, du-te la baie că ai nevoie neapărat. Uite, măi, eu stau jos în loc să mă duc la baie. Te stai cu fața la perete. Văd, văd. Hai să mergem la baie. Uite, hai să facem prank. Prank toilet. Acum mă simt mai bine. Pot? Nu pot? Bă, ce nu pot? Gata, acum. Acum. Ce fac? Dar ce? Nu mai știu cum era prank-ul, am uitat. Îi țâșnește după aia. Da? Da, da, da. Hai să facem și la toaleta asta, Lanto.
În caz de ceva. Uite că iese un miros ciudat din WC. Da, am făcut la ambele. Ok, cam acesta a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut și vreți să mai mergem în diferite locuri și să mai construim diferite locuri, scrieți-ne în comentarii și scrieți dacă aveți și voi magazin și par de distracții în sim, să știm și noi, sau ce alte lucruri vă mai trece prin cap să mai construim, pentru că cel mai probabil putem construi aproape orice în Sims. Nu-i așa, Flo? Vreau cel mai mare parc. Ok. Perfect. Cam acesta a fost și episodul de astăzi. Noi ne vedem data viitoare cu un nou episod. Pa, pa! Salutare!